Bună România, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră, bună seara Răzvan Zanfir. Bună seara Radu, bună seara absolut tuturor. Se întâmplă lucruri decisive în țară, ne iau viiturile, vin apele peste noi, o să vedeți imagini impresionante din țară, cu ce se întâmplă până la urmă și sigur că e o situație prin care se trece, apele trec, noi rămânem aici, că suntem aici de mii de ani, au și zis, nu? Și Tantoș Barna e de acord cu noi, domne, sunt acolo românii, sunt de mii de ani, au trecut apele, au trecut românii acolo, domne, n-ai ce să le faci. Hai să vedem ce se întâmplă în țară, pentru că lucrurile au escalat. Cea mai afectată zonă după ploile torențiale din ultimele zile rămâne județul Vrancea. Sute de oameni sunt izolați și acum din cauza viiturilor, iar mai multe case sunt în pericol să se prăbușească. Aproape 100 de gospodării au fost inundate în Biliești și circa 550 de hectare de culturi au fost distruse în totalitate de apele revărsate ale râului Putna. Încercăm să legăm totul. Încercăm să legăm... Trimitem a doua coardă să ajungă pe malul ălalt. Iar la Nereju, mai mulți muncitori au rămas prinși între apele învolburate ale râului Zăbala. Ploaia și o alunecare de teren le-au limitat salvatorilor căile de acces către muncitorii prinși de viitură. Unul dintre colegii noștri de la pompieri a venit cu o lansetă de pescuit, a aruncat un fir de care am legat o coardă mai subțire, apoi una mai groasă și până am ajuns la diametru care ne convenea nou, am tras vreo 4 corzi care să ne asigure un transport în siguranță. Ploile torențiale au făcut prăpăd în mai multe localități din Galați. Străzile au fost inundate, iar curțile gospodăriilor s-au umplut de apă. O femeie a fost la un pas să-și piardă viața după ce locuința în care se afla s-a prăbușit. A fost o intervenție contra cronometru pentru că nu aveau posibilitatea nici salvatorii să stabilizeze cumva construcția, dar au reușit să o extragă. A fost preluată de un echipaj medical consultată, dar a refuzat transportul la spital. Și în județul Tulcea a fost dezastru. Zeci de familii au rămas izolate în localitatea Hamcearca, după ce râul Taița a ieșit din matcă. N-am mai avut de când am 60 și peste 65. E prima dată. Și prima dată ce am văzut așa ceva. Eu n-am văzut de când m-a făcut mama. Și în județul Vaslui, mai multe localități au fost inundate de apele revărsate. Oamenii au privit neputincioși cum apele le-au măturat gospodăriile. Iar în județul Bacău, râul Trotuș a depășit cotele de atenție. Din păcate, în urma viiturilor din weekendul care tocmai a trecut, doi oameni și-au pierdut viața. Un bărbat din Neamț și unul din Bacău au murit după ce au fost prinși de puhoaie, iar un altul este dat dispărut. În total, 77 de localități din 26 de județe au fost afectate. Astfel, prin acest HG pe care îl vom da săptămâna viitoare, creăm un cadru legal pentru tot anul și simplificăm lucrurile. Bugetul anual, anul trecut a fost un buget de 5 milioane de lei, parcă, și cuantumul anul trecut era în jur de 4.000 de lei pentru familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de 75%, de 2.000 de lei între 50% și 75%, câte 1.500 de lei între 25% și 50%. Și acolo unde exista decese din cauza inundațiilor, familiile primeau 5.000 de lei suplimentar. Acestea sunt sumele de unde pornim. Ca să venim cu aceste decizii pentru a ușura munca și pentru a ușura sau timpul în care aceste ajutoare ajung la persoanele care au nevoie. Vreau să vă avertizez că mă voi deplasa personal acolo unde aceste ajutoare trebuie să ajungă, unde vom da hotărârea că vor merge aceste ajutoare, să mă asigur că ajung aceste ajutoare la persoanele respective. O suspiciune rezonabilă acolo a domnului premier care stă și se gândea, domnule, le dau banii, dar cine știe ce fac cu banii? Prefecții? Cine știe ce fac cu banii oamenii de acolo? Cine știe cum cheltuie? Păi cheltuie pe băuturi?
fură, cheltuie pe ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu banii? Cam asta era îngrijorarea domnului premier, legitimă. Cine știe ce se poate întâmpla? Înseamnă că prefecții sunt oamenii săi din teritoriu. Da. Cu toate astea. N-am încredere. I-am văzut. Știu, eu i-am numit. Nu, nu, parcă nu le-aș da bani pe mână. Adică în momentul în care premierul are niște îngrijorări cu privire la capacitatea prefecților de a gestiona banii pe care îi au pe mână, e clar că ceva nu, ceva e straniu acolo. Acum ăștia fiind puși de el. Da, aș deci cita o Răzvan și doamnelor și domnilor, ne-am adunat cu toții în jurul acestei sintagme folosite de doamna Viorica Dăncilă într-o problemă similară, dezastre produse de calamități. Dezastre produse de calamități și probleme create datorită intemperiilor. Cam așa s-ar sintetiza ce vedem aici acolo. Aici ar putea avea un oarecare sens, pentru că vezi tu, atunci când apar probleme la nivel național, da, cineva găsește soluții, din soluții poți avea beneficii. Deci, mulțumită unor tragedii, avem niște calamități, calamități pe care le rezolvăm cu bani, bani care ajung unde trebuie, unde nu trebuie. Deci acolo am senzația că a fost mai degrabă un act ratat decât un act lingvistic ratat. Deci femeia nu a greșit. Femeia pur și simplu a spus ce a avut în cap. Datorită acestor calamități, uite ce se întâmplă. Putem să mai spargem niște bani, decretăm stare de alertă, stare de urgență într-un anumit județ. Asta înseamnă că putem fenta procedura licitației, deci putem face atribuiri directe. Vezi tu că s-a lucrat mult la imaginea ei de proastă, dar nu atât de mult încât să nu mai fie stăpână pe vorbele sale. Ceva iau chiar întotdeauna. Urmărind aceste imagini, nu știu cum le urmează dumneavoastră, dar eu mă uitam și în general, nu numai la noi. La gură. Și mă uitam Răzvan și mă uitam cu această stare de îngrijorare și mă gândeam, o fi bine ce am făcut, poate că nu trebuie să difuzăm aceste imagini, pentru că mi-aduc aminte că conspiraționiștii COVID spuneau, domnule, televiziunile panichează populația. Panichează, sigur. Poate că v-ați panicat urmărind imagini. Poate că cetățenii din aceste reportaje erau relaxați cu apa până la gât înainte să vadă aceste materiale difuzate la televizor. Adică poate lor li se pare, ți se pare că a crescut puțin nivelul apei. Nu știu, haideți să nu ne pronunțăm, să nu ne panicăm, panica e cea mai periculoasă. După care au văzut aceste știri difuzate de noi și au spus, e neregulă, vezi că suntem sinistrați, și nu dăm seama, dar noi eram sinistrați în tot acest timp. Sinistrează, totuși trebuie să remarcăm că afectată de aceste viituri, nu știu, e 1% din populația României, cred că nici atâta, nu? Adică vorbim poate exagerăm noi cu subiectul că hai domnule că până la urmă sunt 1% din populație României, cât sunt, atâta se discută despre chestiunea aceasta că nu e ce legătură are, nu e nicio problemă. Deci practic ar trebui să se păstreze acest ritm de gândire și de evaluare a știrilor, mi se pare, și pe alte subiecte, nu doar pe pandemie, dacă așa am ajuns să gândim. Păi dacă ați intrat cu procentajul peste, nu intrăm și noi cu procentajul peste dumneavoastră și o să vă spunem. Ați ieșit în stradă împotriva nu știu căror măsuri restrictive. Da. Câți ați ieșit? Păi suntem 1000-2000. Ce înseamnă asta? 0,00. 0,00 barat. Nu reprezentați nimic. Deci argumentul ăsta al coronașepticilor folosit tot anul trecut în pandemie, acum se întoarce împotriva lor. Pentru că oricât, o să spună doamna Șoșoacă, sunt senator în Parlamentul României, reprezint 10.000 de români. Cât înseamnă, mă, 10.000 de români? Da. Cât reprezinți, mă, tot în populația României? Că vedem câți au mers la vot, cât au votat-o pe ea din populația totală a României. Tu te bădești că ești nereprezentativ. Nu, sunt membru în Parlamentul României. Cu câte voturi? Cu 50.000 de voturi. Da, nu știu dacă are 50.000. Dar zic așa, 50.000 de voturi. Cât înseamnă 50.000 de voturi din poporul român? Adică ăștia procentualizau. Nu ducem, mă, pe toți în derizoriu. Numai când ideea lor, sigur, era favorizată de procentualizare. Așa că în rest umblă cu, domnule, sunt parlamentari și umblă cu majorități. Majorități. Domnul Câțu zice, prefecții se ia legătura cu organizatorii de evenimente în aer liber. Prefecții se ia legătura cu mine la numărul de telefon 07. Acestea pot fi amânate. Pot fi amânate și face o trimitere, probabil că la asta se referă la evenimentul pe care l-am invocat și noi ieri, la cursa aceea off-road, care s-a desfășurat în ciuda faptului că era clar, era destul de clar cum se va sfârși. Pentru că era clar vremea, era preconizată vremea, n-a fost o întâmplare. Ți-a dat de gândit faptul că zona era inundată, da, într-o proporție covârșitoare, traseul competiției off-road trecea printr-un râu și prefectul a zis, eu nu m-aș băga, dar treaba voastră. Și acum vine premierul și spune, să știți că prefecții au voie să suspende anumite evenimente. După ce a murit un campion de raliu off-road. De off-road, da. Da. Nu știu, da. Tot raliu e și ăla, să știi. Da, da. Da, o competiție de asta. Bun. Bun. Deci, știi cum e? Până nu moare cineva, practic nu e o problemă. Noi așa gândim, domnule, n-a murit nimeni. Domnule, nici n-a murit nimeni. Lasă-mă. Da. Faci declarare, îi anunți pe prefect că poți suspenda. Problema e, cum ai te-ai dus tu prefect acolo, domnul Bulai, nu mai știu cum. Leonard Bulai. Leo. Prefectul de Bacău, cred. Bacău, Leo de la Bacău. Da. Că de la Strehaia există deja un Leo, să fie și Leo de la Bacău. Și prefectul Leo de la Bacău
Ianuța, băi, eu n-aș face, dar treaba voastră, sunteți nebuni. Problema voastră, stai un pic. Stau, mă bag eu în competiția voastră. Da. Astăzi vine premierul și îi spune, băi, Leo, tu poți să-i suspenzi dreptul de a organiza evenimente. Nu știu, nu m-aș băga. Și poate chiar ar trebui. Și poate ar trebui să avem alt prefect, un prefect care știa înainte să-i spună premierul în direct. Să știi ce are de făcut. Na, ce poate să facă măcar, dacă mai dumirit, un pic mai dumirit, un prefect mai dumirit. Și unde ați găsit pe oamenii ăștia așa mai și acum, nefericiți? Apropo de dumirit și nedumerire, îl avem într-o stare de nedumerire. La noi e starea de nedumerire, el este foarte dumirit, l-am văzut, pe domnul Tantoș Bana, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Tantoș Barna, chiar ne marcam. Chiar Tantoș Barna, aș putea sâmbătă spune. Sâmbătă seara era Tantoș la un festival, de ce era? De cu festivalul... Întâlnirea fanfalelor din regiunea Ciucului de Jos. Fanfalelor. Deci, din zona Ciucului de Jos, deci nu toate fanfarele din România sau din sud-estul, sud-vestul, sud ce vrei tu, Europei. Nu! Din zona Ciucului de Jos. Omul părea la momentul respectiv, sâmbătă seara, chiar în timpul viitorilor, el părea ministrul culturii. Deci el părea, domnule, eu mă ocup de eu am altă, stai. Părea ministrul fanfarelor, cum mai generaliza. Așa. Și domnul Tantoș Barna, sigur că are și această preocupare în momentul de față. E clar, e implicat și în asta cu viitorii. L-am auzit odată la televizor zicând, domne, nu e trebuie să facem. Vorbi despre asta cu viiturile, dar nu înseamnă că suntem implicați. Nu înseamnă că suntem, da. Toată lumea vorbește despre viiturile, asta nu înseamnă că suntem implicați. Mai implicați par prezentatorii de știri, care tot anunță inundații în teritoriu, decât domnul Tantoș Barna, care, sincer să fiu, în afară de faptul că a participat la o întâlnire... Cum? Tantoș Barna. Semn. Și eu ce am zis? Așa mi s-a părut că ai zis. Acum râzi de pronunția mea? Da. Păi ce facem aici? Ok. Deci, nu e prima mea limbă, nu. Poate nu știu să pronunț. Da, corect. Știi că Proteanu, înainte să moară, bineînțeles, a spus că într-o limbă străină, atunci când nu ești sigur pe pronunție, poți merge pe varianta asta, cum e scris, așa citești. Da. Pentru că astea sunt regulile limbii române. Tu, necunoscând, nefiind poliglot, aplici regulile limbii tale materne pentru toate limbile cu care interacționezi. De exemplu, dacă nu știi să citești mouse, mouse. Și e corect pentru că... Pentru că astea sunt regulile limbii tale și tu citești corect în limba ta fără să fie o lipsă de respect. Eu acum fac un efort să zic Tanțo și nu știu ce. Eu văd Tancăzuzos și el o să spună că îi pocesc numele. Și eu o să-i spun că nu cunosc limbi străine și nu știu cum se citește. E. După aia el o să-mi facă plângere Bala CNA ca un membru acolo de la UDMR, Bala CNCD că e condus de ei și o să pară că am fost agresiv și că cu răutate i-am pocit numele și eu după aia o să vin cu regulile de la Academie, domnule, când e o limbă străină, cum procedăm și uite așa și uite așa și uite așa și până la urmă tot eu s-am amendat. Că nu știu lui să-i citesc numele. Deci revenim, Tantoș Barna, domnul Tantoș Barna. Dacă îi spun Barna, are senzația că îl duc în derizoriu. Barna e prenumele. Păi, pentru că în limba maghiară, da, nume și prenume. E clară treaba, da. Păi, e clară, dar sunt clară, prea multe reguli pentru un amărât de cetățean român. E, acum, treaba e în felul următor. Ia zi. Tantoș Barna. Uite poliglotul din platou unde era. E implicat pe mai multe fronturi, pentru că, pe de o parte, a avut o intervenție și în legătură cu intemperile. Vă spun, am văzut-o eu, l-am dat la autoritate. A fost o forță pe cuvântare și împotriva viitului. A intervenit un pic, s-a îngrijorat. A intervenit verbal. S-a îngrijorat un pic și cu viitul. A intervenit în gură. Dar era altă treabă. Vedeți că tot timpul e ocupat cu problema cu urși și cu vânătoarea. De tot timpul are... Doamne, el are problema. Asta e principală problema de bază, problema cadru. Da. Și la această problemă se mai asociază din când în când. De eu mă mir că nu le-a conexat să spună, păi da, nu știți de ce avem viituri? Da. Păi la o populație atât de numeroasă de urși. Păi exact. Urși viiturile... asta fac aloianul când nu ne uităm la ei. Să știi că lucrurile s-ar putea să fie conexate în sensul că de-aia avem viituri pentru că am tăiat pădurile, de-aia avem și urși pentru că nu mai au păduri. Lucrurile sunt destul de conexate dacă am stat să ne uităm la ele un pic. Domnul Tantoș Barna trece acum printr-o petiție, să strânge o petiție în momentul de față împotriva domnului sale pentru demiterea sa, pentru că ce a făcut asta? Ce a făcut domnul Tantoș Barna? A coalizat vânătorii de trofee și mafia lemnului. Asta e opinie. Pus, este, zic, păi da, stai domnule un pic. Cine zic, spune oamenii, domne? Păi da, zic că uite oamenii ăștia. Nu pot să susțin așa Agent ceva. Agent Green ăsta care nu ai probleme. E treaba face. Lui Agent Green. Eu nu pot crede că ministrul mediului, apelor și pădurilor poate fi asociat mafiei defrișorilor sub nicio formă. Pentru că refuz să cred așa ceva. Să-i dăm cuvântul și domnului Tantoș Barna să sunăm în direct să vedem dacă are un alt punct de vedere, pentru că n-aș vrea să pară că suntem părtinitori în ceea ce îl privește. Precizăm că noi am avut o zi plină de tentative de a-l contacta pe ministrul Tantoș Barna. L-am luat în afară de porumbei, voiajori și semnale cu fum, cred că am epuizat toate soluțiile în a-l identifica pe domnul Barna. M-am uitat și pe calendarul evenimentelor acestei frumoase zi de luni. Nu e niciun fel de întâlnire a fanfarelor. Deci, practic, nu-mi dau seama ce anume l-a împiedicat să ne răspundă mesajelor noastre disperate. Nu, poate ne-a văzut. Hai să sunăm acum ca să fie clar. Și-l sunăm în direct. Am încercat să-l contactăm pe domnul ministru.
nu suntem rău intenționați. Foarte bine intenționați. Suntem extraordinar de bine. Chiar în momentele astea emoționante încercăm să-l contactăm pe domnul ministru. Așa sună un telefon de ministru. Așa sună și chiar îmi place, putea să fie și o fanfară. Deci domnul a văzut că apreciază genul ăsta. Nu știi cum se aude la capătul celălalt. Fanfară. Așa se aude la noi. Important e cum se aude la dânsul. Uite, nu răspunde domnul ministru. Și îl sunând pe un telefon fix, deci putea fi orice, putea fi DICOT, putea fi DNA. Putea să fie DNA-ul, că mai sună ăștia, să mai dau telefoane, mâine dimineață vă așteptăm, avem o anchetă, domnul Tantoș, sunteți citat în legătură. Ca martor, sunteți citat ca scriitor. Citând în dumneavoastră. Deci îl vedeți, nu răspunde. Nu răspunde, bun. Cert e că oamenii au început să strângă semnături, deci Agent Green și mai multe organizații non-guvernamentare îl acuză pe domnul Tantoș Barna că, citez, a coalizat cu vânătorii de trofee, deci nu cu vânătorii în general. Că poate mulți dintre dumneavoastră sunteți vânători. Nu, vânătorii de trofee. Adică nu împușcăm ursul care deranjează, împușcăm ursul la mare. Nu știu, ăștia care fragerie, extrag exemplare, cum se numește, extrag, dacă vrei să vorbim. Extrag rădăcina pătrată. Da. Deci nu doar cu vânătorii de trofee, dar și cu mafia lemnului și că a blocat inițiative legislative benefice naturii. Asta e acuzația, am încheiat cu ghilimele, cu citate, cu tot ce trebuie. Am încheiat și cu domnul Tantoș Barna, care este imposibil de identificat telefonic. De exemplu, a blocat banii alocați în 2019 pentru garduri electrice. Dăm bani pe toate prostiile. Noi suntem acum într-o stare de siderare și constatăm la știri în fiecare zi, zilnic, vedem la știri urși care năvălesc până tot felul de sate, până tot felul de locuri, chiar produc victime. Am văzut, nu știu, n-a decedat nimeni, nu știu, se folosește o cifră, domnule, nu știu cât. N-am văzut să fii de ce. Poate greșesc eu. A fost, dar a fost lovit. Cât la 100 din populație a fost omorâtă de urși? Dacă păi nu mergem în procente? Hai să rămânem pe procente. Păi da. Nu mai stăm în procente. Deci cât la 100 din populația României e afectată de atacurile urșilor? Ca să știu dacă e o problemă la nivel. Că dacă vii cu 1% din populația României, te duc în COVID, uite așa, te plimbi 1%, nu contează. Au înființat acest mod de gândire ăștia cu COVID-ul în momentul de față, încât orice îi pune în procente, nu mai există problema. Hai să spunem domnului Tantoș Barna, că am informații că urmărește această emisiune în momentul de față cu pulsul crescut. Ca să-i spunem exact de ce îl deranjeam. Deci ce vă acuză Agent Green, domn ministru? Sunteți acuzat de faptul că tergiversați realizarea și aplicarea unui plan național de acțiune pentru salvarea speciei de urs și că dumneavoastră creați premizele pentru vânarea altor specii strict protejate, râs și pisică sălbatică. Acum o paranteză, că poate zice, de unde mă nebunia asta cu ursul? Deci, românul, că așa e românul, cetățeanul român, nu discriminez etnic, păcatele mele, aș bate în plastic ăsta, dar n-are efect. Să știți că nu e atât de preocupat de natură. Că l-ați văzut, se duce la munte, lasă mizerie pe acolo. A, ce face românul? Uitați-vă în sectorul 1 ce face românul. Pare rău să vă că gândești așa, da. N-ai ce să faci. Dar în momentul în care are de ales între un animal și un animal politic, să știți că întotdeauna va ține cu animalul. Că e urs, că e râs, că e jder, că e pisică sălbatică. Eu cred că și cu șobolanii ăștia cu care am început să ne prietenim în capitală, va ține românul în detrimentul politicianului. Așa e poporul ăsta. Mintea viciată a românului. De 2000 de ani, ca să vă deranjeze și expresia asta, domnul ministru. Fiți atent, domnule ministru, cum e mintea viciată a prezentatorului de la televizor. Eu, de exemplu, constat aceste știri zilnice cu urși și sigur că mă coalizez. Eu tind să mă coalizez cu ideea, domnule, trebuie rezolvată, pentru că nu pot să umbli pe uliță cu urși, lângă copii, se invocă și ideea de copii, se vâră copii în discuție, domnule, se poate, e un pericol mare, mare de tot. Bun, corect. Și văd aceste chestii și mintea mea, la ce se gândește domnul Tantoș Barna? Uite, se gândește, de exemplu, la faptul că vânătorii sunt direct interesați de vânarea de trofee și de urși și așa mai departe. Dar numai de trofee, de urși în general, de vânarea de urși. Și da, alte animale. Și uite ce mă gândesc eu că ar face... Nu? Un potențial pădurar sau niște pădurari. Nu le mai pun mâncare, domne, în pădure acolo și urșii ce fac dacă nu mai primesc mâncare? Vin în sate. Paznicul de vânătoare, nu pădurarul. Paznicul de vânătoare. Bun, și ce fac după aia veniți acolo? Produc pagube. Ce se întâmplă mai departe? Apar la televizor, se creează o îngrijorare. Se creează o îngrijorare și merge mai departe. Păi, domne, trebuie vânați. Păi eu mă gândesc așa în sinea mea că e posibil ca urșii să nu mai primească mâncarea aia acolo pe care de obicei o puneai, tocmai ca să descurajezi venirea în... Există stat. Și această abordare. Viciată, da. Sunt speculații ale dumneavoastră, domnule Buzăianu, pe care mi-aș fi dorit să le demonteze ministrul mediului într-o intervenție directă în această emisiune. Pentru că acuzațiile merg mai departe și citesc din petiția celor de la Agent Green. Da. Ca să știți de unde vi se trage. În privința pădurilor,
Tanțoș Barna este acuzat de faptul că ar fi secretizat datele inventarului forestier național despre dimensiunea tăierilor ilegale la presiunea lui, atenție, Constantin Tobescu. Prima dată când aud omul ăsta în viața mea, dar sună când foarte citesc, bine. Vă spun și vouă. Sună foarte bine. Cunoscut lobist al industriei lemnului, finanțat de firme austriece, titrează cei de la Agent Green, precum și a noului secretar de stat, Sorin Ionuț Banciu. Ia uzi, Sorin Ionuț, să nu confuscoați Banciu. Banciu. Și că nu dorește să folosească fondurile din PNRR pentru stoparea deșertificării și creșterea suprafeței împădurite a țării de la 29% la 40%. Deci numai acuzații pentru acești oameni... Astea sunt doar câteva dintre acuzații. Câteva capete de acuzare pentru acești oameni care, deci câteva când intră la televizor, par, domnule, noi suntem bine intenționați, încercăm să rezolvăm o problemă, suntem foarte îngrijorați, trebuie împușcat turci, trebuie făcut, trebuie ca să rezolvăm problema. Poți să fii un om de bună credință când te acuză ăștia practic de acest gen. Genocid ecologic, altfel nu-l poți numi, intri, sunt tu în direct. Deci acum ar trebui să ne anunțe producătorul, vedeți că insistă Tanțoș Barna să intervină pentru a demonta aceste minciuni. Bă, Tanțoș Barna îl doare fix în cot de acuzațiile care îi se aduc. Și pentru că tot îl doare în cot și știu că durerea în cot e extrem de dureroasă, o să citesc mai mult din petiția celor de la Agent Green. În plus, acesta nu a stopat defrișările în parcurile naționale și în zonele protejate, iar tăierile abuzive în siturile Natura 2000 continuă, deși România se află în infringement din partea Comisiei Europene. Și acum partea mea preferată. Ministrul și-a luat secretar de stat păduri pe Sorin Ionuț Banciu pentru a păcăli Comisia Europeană că totul e în regulă, super. Dar în realitate nu s-a schimbat nimic nici în teren, nici în legislație. Am încheiat citatul. Absolut super. Hai să-i rugăm pe colegii de regie, dați un mesaj domnului Tanțoș Barna, spuneți-i că e acuzat de tot rău în lume pe partea de mediu. Chiar nu-l interesează să demonteze nimic? Pentru că știi cum e. În Parlament știe Tanțoș Barna că e parlamentar de când e mic. Nu există procedura aprobării tacite. Ce înseamnă? Poate să treacă și fără să ne pronunțăm pe ea. Știi? De o cameră. Au trecut, asta a fost. Pare procedura aprobării tacite la domnul Tanțoș Barna dacă toată ziua n-ai timp să răspunzi la mesaje, deși noi am avut de-a lungul timpului un dialog constant. Mai ții minte când a insinuat unui polițist că ar putea avea COVID ca să scape de amendă? Mi-aduc aminte și a intrat în direct, ne-a explicat asta ce și ea. De intervenția de la cimitir de acolo. De la intervenția de la cimitir, asta cu noi pe telefon o jumătate de oră, deci ne cunoaște domnul Tanțoș Barna. Bătălia de la cimitir. Marea bătălie de la Valea Uzului. Valea Uzului, bun. Deci când îi convine, îți intervine, are numerele noastre de telefon și o mare plăcere în dialoga cu noi. Când apare o petiție împotriva domniei sale, nu mai răspunde. Și eu spun în felul următor, dacă până mâine nu avem un răspuns de la domnul Tanțoș Barna, eu am să semnez împreună cu... Nu știu, nu te bag și pe tine, că tu ești mai împăciuitor. Dar eu semnez petiția pentru demiterea domnului Tanțoș Barna, pentru că tăcerea asta mi se pare dubioasă. Și mai mult decât atât, vom invita telespectatorii noștri să semneze petiția aceasta, chiar dacă poate fi în vară nu sunt atât de mulți cum erau de obicei, dar vă spun că se adună, ușor, ușor ne adunăm. E, acum, ce vreau să remarc domnul Tanțoș Barna, domnule, ce să... Eu am remarcat acest obicei al dumneavoastră de a intra în telefon, de a lua telefonul și de a... Că nu e dispărută misiune. Nu, da, nu e. Îți mai intră, dar depinde unde. Plind întrebările, sunt ce facem domnul Tanțoș Barna cu... Și el vine și, domnule, păi desfășurăm niște programe, încercăm... Veți tolera defrișările abuzive? Mă bucur că mi-ați ridicat la aplaz... Nu mi-ați ridicat. Mă bucur că m-ați pus în această încurcătură. Mi-ați pus o întrebare foarte grea. Nu voi tolera așa ceva. Și omul tot timpul pare ceva constructiv, așa, e întrebat tot timpul și el este... Domnule ministru, da, vă rog. Ce facem cu mediul? Ce facem cu mediul? Iată o întrebare, chiar mulțumesc pentru noi, foarte bună, mi s-a mai pus întrebare. Asta e cea mai bună. Ce facem cu mediul? Încercăm să facem ce putem să facem să fie bine. Vă spun că și noi aici la minister lucrăm non-stop să facem... Domnul Tanțoș Barna, dacă vă promitem că singurele noastre trei întrebări sunt... Cât de greu este să fii ministrul mediului, apelor și pădurilor în România anului 2021? Și cum scăpăm de urși ăștia, domnule Tanțoș Barna, dacă nu mai suportă până românii? Când, românii până când dictatura urșilor, da, în Harghita și Covasna, unde bun. Înțeleg că vă interesează pădurile noastre. Și la a treia întrebare vă lăsăm pe dumneavoastră să răspundeți ce vreți și după aia formulăm noi o întrebare care să corespundă răspunsului. Așa intrați, domnul Tanțoș Barna. Întâi puneți, dați dumneavoastră răspunsul și după aia găsim noi o întrebare. Ne adaptăm la răspunsul dumneavoastră, domnul ministru. Dar spomeneai tu răzvan mai devreme un pic despre animale politice și uite că avem probleme de genul acesta cu animalele politice. Zoon politico, nu eu, din filozofia Greciei antice. Așa se spune. Așa mă rog, e animal social, dar a venit politic traducerea și adaptarea până în zilele noastre. Uite ce se poate întâmpla apropo de politicieni care produc tot felul de pagube, tot felul de lucruri. Uite, să urmărim, de exemplu, niște imagini cu un senator al Partidului Social Democrat, da, care la o terasă
O terasă. O terasă, că altfel nu puteți spune. O terasă mai retrasă în județul Mehedinți este filmată un activist cinic, dar și civic. Cinic, da, corect. Limba română permite orice. Super, da. Al zonei îl filmează niște ipostaze și apoi organizează un întreg serial pe Facebook cu aceste imagini pe care le vom difuza noi. Și în exclusivitate, după ce difuzăm imaginile cu care v-am amenințat, metaforică, iar înțeleg ăștia că cine știe ce am zis, intrăm în linie telefonică directă cu ambii combatanți ca să ne lămurim dacă e ceva în regulă sau nu cu ce vedem în secundele următoare. Imagine, sigur că nu se aud foarte bine, a trebuit să se și intervine cu bipuri din când în când. De regulă imagine, de regulă. Mai mult se văd decât se aud. Da, mă rog, dar lucrurile sunt destul de clare. Înregistrările, în general, nu s-au auzit spectaculos, dar bipurile alea ne-au atras atenție și cred că și dumneavoastră. Și ca să ne lămurim exact la ce anume am asistat, să-i salutăm atât pe cei din fața camerei de filmat, cât și din spate, adică pe domnul senator Liviu Mazilu, Partidul Social Democrat, în Mehedinție, domnul. Bună seara, domnule senator. Bună seara. Cât și pe domnul Alin Ghinciulescu, cred că este numele, autorul acestor imagini și un activist civic din Mehedinți. Bună seara, domnule Ghinciulescu. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Ce se întâmplă? Care e motivul răscoalei dumneavoastră, domnule Ghinciulescu? Am văzut acea înregistrare. Sigur că e un comportament acolo pe care dumneavoastră l-a semnalat ca fiind în neregulă. Dar spuneți-ne exact ce e în neregulă în ceea ce am văzut. Răscoală, poate, în opinia dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, vorbim despre o ipostază în care un senator, un parlamentar, un reprezentant al forului superior unde se legiferează legi pentru țara asta, nu ar trebui să fie acolo. Asta este părerea mea și punctul meu de vedere. Lucru care mi l-a întărit și un echipaj al poliției de la IPJ Mehedinți, cel care i-a ridicat atât pe domnul senator și pe prietenii dumnealui. Unul dintre prieteni a rămas fără permis, domnul senator, nu știu de ce n-a fost sancționat, pentru că n-a avut niciun act de identitate asupra dumnealui, dar în Mehedin se întâmplă orice. Era pe o perioadă de pandemie, acel local se închisase, programul, scaunele și mesele erau închise cu lanț și cu lacăt în timp ce dumnealor stăteau acolo. Domnule senator, stați un pic, abia acum înțelegem adevărata anvergură a imaginilor pe care le-am difuzat. Deci în pandemie, mesele legate cu lanțul și dumneavoastră acolo la masă. Deci fac precizarea că eram în data de 16 mai, era primul weekend de relaxare, când se ridicaseră restricțiile, nu trebuia să mai intrăm la ora 22 în casă. Era duminică seara. M-am întâlnit cu un grup de prieteni din copilărie, i-am găsit acolo, de fapt e cartierul în care am crescut, și în apropiere de locuința mea și, într-adevăr, ne-am întâlnit, am stat de vorbă, am avut mai multe discuții, unele nu tocmai, cum să spun, într-un limbaj adecvat, regret limbajul suburban, dar, repet, era o discuție privată, eram singuri acolo, era într-adevăr la sfârșitul programului și să terminați o primă repriză într-un meci și ne pregăteam să plecăm acasă. Am înțeles. Deci spuneți că n-ar mai fi fost așa restricții dure în perioada respectivă.
Nu, nu, chiar atunci a fost primul weekend în care s-au ridicat restricțiile, era 16 mai, era duminică seara. Am înțeles. Dacă vă rog. Îmi dați voie să intervin. Chiar vă rog, nu că vă dau voie. Deci, cu scuzele de rigoare, aș dori, dacă aveți și filmulețul cu intervenția poliției, cu subiect și predicat, polițistul spune, nu vă este rușine, uitați cât este ceasul, trebuia să fie programul închis, o să vă sancționez. Iar domnul senator s-a pitulat în WC-ul localului. Domnul senator, ce-a căutat poliția acolo? Poliția nu știa câtă relaxare e în weekendul cu 16 mai? Păi domnule, că am înțeles că poliția a fost anunțată că se vorbește tare și că este scandal acolo. Cineva a anunțat poliția, mă rog, un cetățean care de 10 ani nu mai locuiește în acea zonă, dar n-are importanță. Și a ajuns gomotul până la domnia sa, deși nu mai stătea acolo. Da, vă dați seama ce tare vorbeați dacă au auzit și oamenii care nu mai stau de 10 ani acolo. Sau, a fost un pic de zgomot, că zicea și domnului Buzeanu. Da. Mă, ce se aude, mă, în capitală? Da unde? La o terasă în Mehedinți. Deci spuneți că poliția n-a venit pentru că ați încălcat restricțiile. Nu vorbeam în șoaptă, dar nici zgomot foarte puternic nu era. În sfârșit, sigur că poliția a venit, ne-a legitimat pe toți cei de acolo. Am fost sancționați o parte dintre cei de acolo și... Dar pentru ce a fost sancțiunea aplicată? Pentru zgomot? Pentru zgomot, da. Domnule Ghiciulescu, ia auziți. Doar zgomot, s-a vorbit un pic tare. Domnul moderator, vă rog. Deci ca să înțeleagă și domnul senator și dumneavoastră, un echipaj al poliției IPJ Mehedinți era în trafic, în radie și i-a fost atrasă atenția de acel zgomot. Ca să ne înțelegem, polițistul s-a dat jos, așa. A mers către domnul senator și către invitația lui, i-a atras atenția că s-a închis cafebarul să plece acasă. Iar eu atunci am intervenit, domnul polițist, așa aplicați legea? După ce eu am intervenit și este filmat totul, atunci poliția și-a luat cascheta, s-a dat jos și colegul și cu greu au intrat în restaurant. Perioada în care toți de la masă au fugit în interior și au închis ușile. Iar pe domnul senator, cu sub camera de la vedere, l-am filmat în WC-ul restaurant, în cafebarului, se ascundea. E adevărat că v-ați ascuns în toaletă, domnule senator? Nu m-am ascuns în toaletă. Acolo era... Poate doar e o scară care urcă la etaj, sunt niște birouri, n-am urcat pe scară, am ieșit, ne-am spălat, am ieșit afară, nici nu știam că e domnul Ghiciulescu atunci, în momentele de afară, de altfel, când a venit prima dată poliția, când susține domnul Ghiciulescu, eu nici măcar nu eram la masă atunci, ulterior am venit când domnul polițist a plecat, abia în a doua situație. Când a venit poliția, sigur că ne-am legitimat, așa cum se poate vedea pe acele filmulețe. Domnul moderator, dar chiar domnul Ghiciulescu, de la ora 15, domnul senatorul s-a ridicat de la masă. Da, de la ora 15, domnul senatorul s-a ridicat de la masă. Ce anume, s-a ridicat de la masă? De la ora 15, domnul senator nu s-a ridicat de la masă. În toată această perioadă a băut... Până la cât? Până la orele 23. De la 15 la 23, așa ceva. Asta e o performanță? De nemai pomenit, n-am mai pomenit. Am întreaga perioadă, o am filmată cap-coadă. Domnul senator, de la ora 5 după amiază până la ora 23? De la ora 15. O, nu! De la 15! De la 15 la 23, domnul senator. Păi e The Guinness Book. Da, nu este chiar exact. Am stat într-adevăr mai multe ore, am mâncat, am mai și plecat la un moment dat. Da. Cum se face? Mai dat eu fugă pe acasă. Dar înțeleg că erați în teritoriu, practic. Așa se povestește. Dacă vă întreabă cineva ce faceți, domnule. Sunt aici în teritoriu. Era duminică seara. Duminică seara, ok. Duminică seara, dar în teritoriu. Teritoriu duminică seara. Și chiar fusesem. Duminică dimineață chiar fusesem în județ. Ați văzut? Foarte. Până la 3, că după aia am înțeles că ați fost la local aici. Dar am văzut în imaginile acelea cum sunt legate mesele, cum sunt, adică părea că oamenii se pregătesc să dea stingerea. Chiar așa se întâmpla, se pregăteau să închidă. Uitați, chiar acum difuzăm imaginile cu dumneavoastră, cu domnul senator și poliția, da. Da. Ce voiau polițiștii ăștia? Deci gălăgie? Deci doar gălăgie, altceva nimic. Păi, nici de cum altceva și evident că m-am întrebat de buletin, n-am avut altă legitimație. Le-am spus domnilor polițiști adresa la care locuiesc, că... Mă rog, datele din... Partidul la care sunteți, că poate contează... Nu era cazul, datele din buletin... Dar nu vă știu polițiștii de acolo, domnul senator. A făcut publice datele acestea personale și nu cred că e în regulă. Da, mă rog, asta e altă discuție. Cine le-a făcut publice? Cine anume? Păi,
fiind filmulețele difuzate, s-a făcut publică adresa mea și nu cred că e... Asta nu, dar noi n-am difuzat cu... Nu de noastră, domnul Ghiciulescu. Da, treaba domniei sale. Da. Vă rog, domnul Ghiciulescu, de ce i-ați difuzat datele personale? Se știe lumea unde moderator, vă rog. Întreaga acțiune a fost live, în momentul în care polițiștii au vrut să plece de la locul unde era acel scandal, acea... pentru că ceilalți prieteni, între ghilimele, fostul dumnealui șofer al senatorului, i s-a luat permis în stare de ebrietate. Fostul șef al poliției rutiere a plecat cu mașina fără să-l oprească nimeni. Șeful agriculturii de la Mehedinți a plecat fără să... Ba mai mult mi-a reproșat că mă mănâncă în fund, ce caut eu acolo. Deci a fost numai cu oameni care au băut de la ora 3 până la orele 23. Domnul senator nu s-a mișcat o secundă de acolo. A mâncat două canserole de mici cu mâna în timp ce bea simultan din două pahare. Dintr-unul apă. Asta niște detalii vă spun. N-a primit și... A fost și vaccinat, domnul senator. Fără vaccin. Că micii la noi în București sunt cu vaccin. Domnul senator, uitați, sunteți acuzat de atâtea fapte. Primul rând că ați lungit-o prea mult la masă acolo, că erați într-un anturaj care ar fi încălcat legea. Susține domnul activist civic și că s-a băut, dar s-a plecat și cu mașina. Asta nu, probabil nu le-ați observat dumneavoastră. Ați ascultat limbajul. Da, limbajul n-am putut să am mai cenzurat un pic și a cerut scuze, domnul senator. Fără să folosesc cuvinte. Da. Ne-a jignit mamele românilor care pleacă afară să nu știu ce să facă pe câteva sute de euro. Ați spus așa ceva, domnul senator? N-am spus așa ceva. Asta e grav dacă ai spus. Discutam despre mama unui anumit român cu nume și prenume. A, un anumit român, nu toți, da. Nu mamele tuturor românilor. Nu. Asta e, am înțeles. Persoană cunoscută sau? Nu. Vorbă și nimeni de acolo n-avea nicio legătură cu politica sau cu viața publică. Mă rog, acolo înțeleg că sunt oameni din poliție, de șefii pe agricultură, sunt destul de publici așa. Dar sperăm să nu vadă domnul președinte Ciolacu aceste imagini și această atitudine, că știți că dânsul e rău de mânie când vede așa ceva, nu tolerează așa ceva în partidul domniei sale. Să nu aveți probleme în partid mai departe, domnul senator. Da, eu regret situația, dar n-am ce schimba, îmi pare rău, într-adevăr, probabil că locul n-a fost cel mai bine ales. Fii mai ferit data viitoare. Mai a spus că la stradă vă vede poliția, ați văzut și nu vă înțelegeți cu ei întotdeauna. Bine. Vă percheziționează, vă legitimează, pardon, nu percheziționează. Bun. Bine, mulțumim domnului senator, mulțumim domnului activist civic, ați văzut ce se întâmplă acolo. Regrete tardive, aș spune eu, domnul Buzeanu. Nu, niciodată. Că vorba zisă nu se mai întoarce. Nu, niciodată, nu-i prea târziu. Sigur că regretă, sigur că o să vedem cum se mai desfășoară evenimentele. Nu m-ar mira să-l văd și pe domnul Ciolacu acum intervenind. Domnule, supărat că își cere și dânsul scuze pentru domnul senator. Mă rog, asta este. Și mai ales mamei domnului invocat. Invocat. Că acolo a fost o lovitură țintită, înțeleg. Invocăm 2-3 minute de publicitate, după care ne întoarcem cu subiecte decisive. Bună, România! Gata, ne-am întors în direct, îl vedeți aici pe domnul Emil Boc, lângă noi. Mi s-a alăturat domnul Emil Boc și nu mi s-a alăturat... În mărime naturală? Dacă nu chiar mai mare decât... Dar mi s-a alăturat cu un sens, pentru că lucrurile încep să devină din ce în ce mai complexe în ceea ce îl privește, în sensul că pare că se construiește ceva în jurul domnului Emil Boc. Domnul Emil Boc este în momentul de față coordonatorul campaniei domnului Câțu pentru alegerile din Partidul Național Liberal. El e coordonatorul? Da, și șeful campaniei da. Are această funcție, are această anvergură. Nu are treabă la Cluj? Titulatură. Are și treabă la Cluj. Da, între picături? Știe să facă treabă și la Cluj. Dar e o forță și pe organizare. Trebuie să remarcăm. Acum, remarcăm ce vrei tu. Pe de altă parte, domnul Sebastian Lăzoroi, fostul consilier prezidențial, îl știți, un om care a avut destul de multe anticipații care s-au concretizat. Da. Zise sub formă de metaforă, albă ca zăpadă și așa mai departe, despre USR. Domnule, de data asta vine cu o chestiune extrem de interesantă. Cu ce vine? Sunt șanse mari ca domnul Emil Boc să fie următorul președinte al României, zice domnul Sebastian Lăzoroi. Și nu e singurul, am mai auzit teza asta și ea ușor, ușor capătă tot felul de proporții. Dar stai, sunt șanse mari să fie viitorul candidat al PNL, nu? Asta vrea să zică. E un pic mai complexă declarația domnului Lăzăroiu, păi care zice că nu mai PSD, în context. PSD nu are candidat la prezidențiale. Nici PNL momentan. PNL ar putea să le aibă pe Ludovic Orban, care s-a anunțat. Sau pe Florin Câțu.
Mă rog. Sau da, îmi zici tu mai nou pe Emil Boc. Da, zice... Da, și PSD poate avea așa un candidat, nu? Zice domnul Lăzăroiu că PSD nu are candidat, de-aia unii trag ochiul spre Mircea Joană, dar e complicat. Pentru că Mircea Joană l-am văzut astăzi la misiunea colegului Mănăstire. Nu te-a dat pe spate. Dom'le, nu că nu a dat, dar era, dom'le, era implicat în proiectul ăsta cu NATO. E prins cu NATO. El vrea să salveze lumea, n-are treabă cu România. Păi și o salvează până în 2024? Nu, dar are treabă, a zis omul. Zice, dom'le, sunt la început de cariera aici la NATO. Mai stai 3 ani și candidezi aici? Poate... Păi îl luase pe Mănăstire cu rachete, cu tot felul de chestii de-astea explicate. Te plictisești în 3 ani și de rachete. Cu nucleare, cu tot felul, deci vă spun, astea au farmec la început, după aia ți se ia și de rachete. Eu îl văd implicat acolo, eu îl văd implicat. Băi, se plictisește repede. El a fost președinte 3 ore într-o noapte și după aia s-a plictisit. Da, păi la NATO. El a fost președinte, da. A fost câteva ore, pline. Deși dau dreptate lui Ciolacu că sunt șanse mari să avem un președinte de stânga în 2024 și eu cred asta, dar nu va fi Joană. Va fi Emil Boc. Zice. El președintele de stânga. Emil Boc e cel mai de stânga, dar stânga autentică, zice. Stânga de aia frumoasă. Deci este de stânga Emil Boc și el va fi președintele României conform anticipatii domnului Lăzăroiu. El, care... Marx și Engels care mai erau. Dom'le, îl consemnez pentru că de-a lungul timpului anticipațiile sale s-au cam concretizat. PSD nu e de stânga, zice. Știm bine că nu e. Ca personalitate politică, Emil Boc e structural un om de stânga. Cunoaște bine și a văzut toate deciziile cât a fost prim-ministru. Bun. Deci te construiești în jurul domnului Emil Boc această perspectivă. Stai, mă, ca să înțeleg și eu. Păi ce să mai... Da, mi-ai făcut maradonele astea din declarații. Stai o secundă. Deci omul ăsta care a girat tăierea salariilor și a încercat tăierea pensiilor e un om structural de stânga? E de stânga, nu știu. Așa, conform a declarației domnului Zoră. Îl vede de stânga. Nu-i tare pe domnul Lăzăroiu, zic tu părerea mea tale. Vede de stânga cumva. De stânga, da, tăierea, tu crezi că era de acord domnul Boc cu tăierea? N-a venit domnul Băsescu și a anunțat. Și era premier sau nu era premier? Era premier, dar nu se putea opune colosului Traian Băsescu. Dar a apărut Băsescu, și a asumat el. Eu mă gândesc că o fi zis o discuție între cei doi. Eu nu spun așa ceva, Traian, e o decizie proastă. Și a apărut Traian Băsescu, ok, o spun eu și stânga nu taie salarii. Stânga nu taie salarii, tocmai de-aia n-a tăiat ieri. Nu știu, dar de stânga. Nu, stai, că... De stânga, de stânga, hai să nu ne complicăm cu stânga. Dar le-a tăiat Emil Boc, de anunța le-a anunțat Traian Băsescu. Dar hai să nu ne complicăm cu stânga. A, vrei să ne complicăm doar cu candidatura asta? Cu candidatura asta m-aș complica, pentru că am auzit pe foarte mulți oameni. Domnule, ce părere aveți despre Emil Boc? Am tot auzit, au tot trecut pe la ureche. Mai degrabă, întrebări de genul ăsta. Mulți dintre ei foști membri PDL, mă gândesc, nu? Posibil, yeah. Da, posibil. Cert este că se consolidează și această variantă și uitându-mă la el aici, uite-te un pic, Răzvan, spune-mi tu. Uitați-vă și noastră, dacă puteți să vă uitați, că se vede. Dacă... Cravat, așa când îl vezi primar, nu știu ce, când apare cu floricelele alea în spate acolo la primărie, te gândești, nu, domnul primar. Da. Dacă nu-l vezi aici, uite așa cu cravată înveșmântată, uitați-vă și noastră, imagine impresionantă cu domnul Emil Boc. Îl vezi președinte, îl vezi de la Cotroceni, îi punem aici un pupitru, pac. Deci este exact Cotroceniu. Eu vă spun, nu știu, aș lua în calcul și varianta asta de viață, nu știu, gândiți-vă. Deci eu am văzut treaba asta rostogolită pe Facebook la mai mulți oameni care plantează idei. Da. Unii s-au jucat la presa, unii așa, domnul Lăzăroiu chiar e un analist. Dar da. Ceilalți, așa, las și eu asta aici. Și tot s-au jucat cu Bocu în Facebook. Da. Înțelegi? Un candidat. Nu poți să candidezi cu Emil Boc. Nu poți să candidezi cu Emil Boc. Adică dacă PNL va candida cu Emil Boc, PNL să-și găsească altă meserie, că politică nu știe să facă. Nu știm, acum urmărim evenimentele, să vedem cum se decurge. Nu, eu nu vreau să urmăresc, că nu mă orientez în funcție de ce se întâmplă. Emil Boc, sigur, e un politician acolo isprăvit. Isprăvit, ăsta e. Nu găsea nicio cuvânt. La Cluj. Isprăvit. De-aia îl votează clujenii. Da. Face metrou la Cluj, acolo? Păi, dar ce vreți, doamne, să vă fac o hotea? Vorba lui Tărician. Deci, da. Domnul Emil Boc a fost premier. Eu te întreb, că văd că se zice o discuție, câțul, nu știu. Dom'le, e nevoie de un primar. Noi n-am avut la președinție, de ceva timp încoace avem doar primari. Trebuie să treacă printr-o primărie întâi. Are timp câțul să treacă printr-o primărie? Are timp Orban să treacă? Dar nu e mai bine să mai și diversificăm? Nu știu, dom'le, că hai să nu mai treacă printr-o primărie? Așa e tradiția. Bun. Că președinția și primăria n-au absolut nimic în comun și că mulți dintre ei de-aia au avut probleme la început, că nu-și dădeau seama că nu mai sunt la primărie, că primăria are o anumită dimensiune. Asta cum se numește, președinția cu totul și cu totul alta. Bun. Eu nu cred în varianta Emil Boc, pentru că e un premier care a rămas în istorie ca fiind sub papuc prezidențial, deci n-are o imagine bună la București. A schimbat imaginea, acum lumea îl place, lumea la creează. Cluj, tată! La creează și în București, la UD, cine? Lumea la televizor. E,
Păi te uiți la posturile greșite. Aici e greșeala ta. Apropo de București, au apărut aceste imagini spectaculoase în timpul zilei de astăzi. Au apărut imagini din București cu o bătălie celebră de pe șosea, unde un BMW a blocat un Logan. Asta e normal. S-au dat jos șoferul care... Ciudat era invers. Asta chiar mi s-ar fi părut... Da, nepotrivit. Da, mă rog. S-a dat jos șoferul. Așa. Nu s-a dat cu mâna goală, e foarte important, s-a dat. Dar cu ce? Cu o crosă de golf. Crosă de golf? Așa, n-a găsit. Cine s-a dat cu crosa de golf? Șoferul BMW-ului. Păi șoferul Loganului mi s-ar fi părut absurd să te dea jos cu o crosă de golf. Bine că joci golf și te plimbi cu Loganul. Haideți să vedem aceste imagini. Frumos ar fi fost să fie implicată și o mașină de golf. Dacă crosa era deja acolo, ar fi mărul mult mai oportună. Eu m-am gândit, domnule, dacă era un golf, înțelegeam crosa. Iată, și i-a bătut Loganul cu o crosă de golf. I-a bătut obrazul, i-a bătut geamul, i-a bătut tot. Nu știu care a fost temeiul incidentului. Cert este că aici a fost blocat. Uite-o și pe soție, foarte angrenată în subiect. A apărut și o filmare din partea cea alaltă, în care se vede că soția aici s-a dus și și-a luat și ea o armă albă, s-a dat jos cu o sabie. Deci soția era la alt sport, nu mai era la golf, era la scrimă, era la altă, la floretă, la ce vreau să spun. Iată care e această intervenție asupra acestei mașini. Ideea este bine, că... și ăla era un BMW mai micuț, mi se pare. Era un BMW așa. Oameni îmbrăcați în alb, frumos. Mașină albă, echipament de culoare albă. Amândoi îmbrăcați în alb cu o mașină de culoare albă. E clar că veneau de la golf. E clar că sunt profesioniști centrale golfului. După cum arată, e clar că veneau de la golf. Unul cu număr de Ilfov, celălalt? Nu se vede. Par București. Nu se vede. În fine, a fost o bătălie importantă dată acolo în fața benzineriei. Nu m-am gândit prima dată, zic, să vezi tu că e de fapt o plasare de produse acolo, se face reclamă la această benzinerie, că altfel nu înțeleg de ce ar apărea imaginea asta. M-am gândit prima dată, mintea mea viciată care se duce numai spre prostii, încolo. Pe de altă parte, dar văd că oamenii ăștia se duc spre voluntari încolo. Da, pentru că... Pe intersecția Colintina cu Fundeni. Și se duc încolo. Sectorul 2. Sectorul 2, categoric. Dacă bătălia s-ar fi dat în sectorul 1, noi știm când cineva este agresat în sectorul 1, nu apar imagini, nu știe nimeni, nu se filmează. În ce moment a fost agresată doamna primar într-o intersecție mai ceva mai populată decât asta, și cu toate acestea n-a apărut nicio filmare, n-au apărut imagini, n-a filmat nimeni, a fost un incident trecut așa sub tăcere și așa s-a încheiat. A sunat la un... Dar vezi, cu coana asta a venit doar să rupă o oglindă. Rup și oglinda asta și plec. Deci nu insist. Asta e atitudine. Nu vreau să fiu sexist, dar femeile în general cu oglinda. Domnule, a venit, a lovit oglinda, a rupt oglinda, da. Și după aia s-a întors. Băi, nu pot să țin cu oamenii ăștia îmbrăcați în alb. Sunt prea îmbrăcați în alb pentru gustul meu și sunt prea asortați. Prea mașină albă, pantalon 3 sferturi alb, tricou alb, crosă de golf. Ăsta nu-i sport național. Dacă erau cu o bâtă de oină, da, aș fi ținut. Țineau și ei cu spiritualitatea neamului românesc. Mi-ai venit cu golful ăsta, uite-te și tu, ce fel de patriot e? Ții cu jucătorul de golf îmbrăcat în alb, cu un BMW alb, sau ții cu posesorul de Logan? E o decizie simplă. Posesorul de Logan a avut dreptate, după părerea mea, șoferul unui BMW alb a blocat așa. Deci poliția a confirmat acest incident, ar fi vorba de așa. Ideea este că s-au șicanat în trafic, cam asta ar fi ideea. Băi, eu văd că i-a bătut mașina cu crosa de golf, e mai mult decât o șicanare în trafic. Actorii povestesc că din cauza celor doi șoferi, traficul din zona a fost blocat câteva minute. Hai că lasă că oricum nu se circulă exemplar acolo. Da, e foarte fluid. Nu și-a dat nimeni seama că e traficul blocat. Părea traficul ca de obicei acolo. Dar mă rog, e o situație că se va construi pasajul ăla frumos la doamna Ghica și apoi abia atunci vei putea să îngreunezi traficul din zonă. Asta se întâmplă. Probabil ieșeau de aici, de la benzinerie, nu s-au înțeles. Dacă veneau apele așa cum am văzut că se mai întâmplă în București, poate că lucrurile s-ar fi întâmplat mai amuzant. Da. Așa plutind în apă. Știi care e partea bună? Că avea multe oportunități de confruntare proprietarul BMW-ului, că dacă mai continua, putea să intre în conflict și cu tramvaiul. Pentru că acolo e o șină de tramvai, acolo, dar nu și-a dorit. S-a plafonat, a rămas la un conflict. Știi cu BMW-ul Loganul și s-a părut suficient. Da, uite, aș fi putut să intre, dar vezi că asta înseamnă gardul ăsta, nu poți să intri. Nu, domne, că acolo se termină gardul. Se încheie, da. Îți explic, uite-te puțin. Spațiile special pentru asta sunt făcute. Pentru o confruntare între tramvai și BMW. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Scurtă pauză, după care ne vălim cu subiectele importante, nu astea, cele alea importante pe care le-am evitat în prima oră. Bună România!